Georgiana, ești exact cum îi stă mai bine unei femei, și cu aur și cu bronz. Da, sunt oarecum mulțumită de rezultat. Eu știu că puteam mult mai bine și am simțit că pot mult mai bine. Sper că la următoarea competiție arăt valoarea mea adevărată. E un început bun, pentru că concursurile precedente nu au fost atât de bune și eu zic că am terminat sezonul cu un rezultat bun. Asta vreau să te întreb, dacă 2019 are semne bune, având în vedere cele două medalii pe care le-ai luat. Da, eu zic că da, pentru că e o rampă de lansare, ca să pot să zic așa. Și de ce nu mai mult atât? Ce urmează pentru tine, atât ca pregătire, cât și din punct de vedere al competițiilor? Sper să particip la Balcaniada de weekendul următor și mâine la lungime. Și pregătire pentru europenele din vară, de tineret. Gândești și la Tokyo, nu mai e chiar foarte mult, un an jumate ne desparte de Olimpiadă. Eu sper să particip, adică ar fi un plus pentru mine. Nu mă gândesc la medale, poate nici la final, dar o participare ar fi ceva pentru mine. A arătat frumos podiumul azi pentru CSM București, pe când să arate așa și la mondiale sau europene? Doamne ajută, noi sperăm să dăm tot ce putem și să aducem cât mai multe medalii. Și atât în țară cât și clubului, și de ce nu se arate așa și în internațional.